să vină televiziunea să știe tot adevărul. Nimeni n-are curaj. Se întâmplă și lucruri care nu țin de voința sau de puterile noastre. Fiecare dintre noi trebuie să avem un act de identitate. Deci e vorba despre un buletin de credință. Ce să vă fac, doamnă? Ați ales un primar gagicar și ține în primărie un inginer bețivan. Și cu asta m-a lămurit. Am ceva emoții firești. Pentru un om care lucrează de atâta timp în media, nu pentru faptul că m-ar copleși problemele care ne copleșesc pe toți, m-ar copleși pe mine în mod special, ci pentru faptul că după 3 ani și jumătate revin în postura de realizator de emisiuni TV. Ce să-mi fac? Că spun adevărul, n-am dreptul să spun adevărul într-o țară liberă în democrație. Domnul secretar spune că nu are fonduri să instruiască o persoană. El de 3 luni de zile spune că se instruiește dânsul personal. Emisiunea va fi una de actualitate, de implicare socială, civică, economică și politică. Vreau să vină televiziunea să știe tot adevărul. Nimeni n-are curaj. Se întâmplă și lucruri care nu țin de voința sau de puterile noastre. Fiecare dintre noi trebuie să avem un act de identitate. Deci e vorba despre un buletin de credință. Ce să vă fac, doamnă? Ați ales un primar gagicar și ține în primărie un inginer bețivan. Și cu asta m-a lămurit. Am ceva emoții firești. Pentru un om care lucrează de atâta timp în media, nu pentru faptul că m-ar copleși problemele care ne copleșesc pe toți, m-ar copleși pe mine în mod special, ci pentru faptul că după 3 ani și jumătate revin în postura de realizator de emisiuni TV. Ce să-mi fac? Că spun adevărul, n-am dreptul să spun adevărul într-o țară liberă în democrație. Domnul secretar spune că nu are fonduri să instruiască o persoană. El de 3 luni de zile spune că se instruiește dânsul personal. Emisiunea va fi una de actualitate, de implicare socială, civică, economică și politică. Bună seara, oameni buni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Buletin de Mehedinți, aici la radio-televiziunea Galaxy de la Drobeta Turnul Severin, unde este din ce în ce mai cald și mai frumos, așa cum este de obicei aici în gemănarea celor două coturi de la sud-vest ale Dunării, de la sud-vestul țării. E bine aici la Turnul Severin din punct de vedere al vremii, din punct de vedere al vremurilor, ca în toată țara. De-aia e bine să începem emisiunea cu ceea ce spunea Petrețuțea, cu stânga nici cu ce nu poți să-ți faci, dar aminte să conduci o țară. O să epuizăm repede subiectele în ceea ce privește peisajul politic din România și din județul Mehedinți. Chiar dacă cei care ne privesc la televiziunea Galaxy și ne ascultă pe Radio Galaxy de la București până la Timișoara, așa cum vă spun de fiecare dată, circa 6 milioane de potențiale ascultători din sudul României, chiar dacă toți aceștia ne îndeamnă să atacăm cu aceeași agresivitate care ne caracterizează, acum fiind sfârșit de săptămână și mâine fiind ziua dedicată plăcintelor, după cum bine știți, după cum miroase prin toate localitățile scumpe și dragi țărișoare, intrând în weekend și începând campionatul de fotbal, o să fim puțin mai relaxați, campionatul național. Liga falimentarilor, așa cum i-am spus eu într-un material recent în buletin de Mehedinți, Liga faliților, pentru că lucrurile nu merg bine, oameni buni, nici măcar în fotbal. Ne mai descrețesc frunțile fetele astea de la tenis din când în când. Irina Begu s-a calificat în semifinal unui turneu. A învins o jucătoare israeliancă. Iar Simona Halep, cu câteva 10 de minute în urmă, a învins-o într-una din semifinale pe Caroline Wozniacki la Dubai, calificându-se în finală. Acolo unde va întâlni o jucătoare mai slab cotată până în momentul ăsta
aproape necunoscută, o jucătoare care, surprinzător, a eliminat-o pe Carmina Muguruza, jucătoarea spaniolă care a învins-o, după câteva ziceți aminte, în Fed Cup la Galați pe Simona Halep și care avea un ascend de moral asupra jucătoarei noastre. Iată însă că zarurile au căzut favorabil pentru noi și nu va trebui să o întâlnească din nou pe Muguruza. În sfârșit o să lăsăm și treburile astea cu sportul alb, cu fetele care ne aduc bucurii, le felicităm, le mulțumim pentru treaba asta. Știu că am un prieten pe Naiolică care privește cu sufletul la gură competițiile astea și are dreptate să o facă. Pasiunea lui este tenisul, s-a dedicat acestei pasiuni și iată că în curând cred că vom avea ocazia să vedem și rezultatele acestei dragoste pe care prietenul nostru Naiolică o manifestă de când îl știm pentru sportul alb. În ceea ce privește lumea politică, președintele Klaus Iohannis a pronunțat deja numele celui pe care l-a propus pentru șefia SRI-ului. Este vorba de Eduard Helwig. Domnia sa îl pronunță într-un alt fel, Helwig. Mă rog, o știi domnia sa mai multe despre chestia asta, mai ales că ei sunt prieteni vechi. Treaba este că această nominalizare pare să fi venit așa ca un fel de contrapartidă pentru victoria pe care PSD-ul, coaliția aflată la guvernare, a obținut-o în Senat prin nominalizarea Simonei Maiei Todoroiu pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională în locul demisionarului Toni Grebla. Mai mult decât atât, Victor Ponta, premierul României, Victor Viorel Ponta, va fi audiat ca martor în celebrul proces al dosarului referendumului. La solicitarea vicepremierului Liviu Dragnea, iată că voia li s-a împlinit și instanța de judecată l-a citat pe premier ca și martor în acest proces. Nu știu câte lămuriri va putea aduce premierul acolo, nu știu dacă treaba asta îl va ajuta pe vicepremierul Liviu Dragnea, eu sincer cred că nu. Vom trăi și vom vedea, așa cum vom trăi și vom vedea cât de vesel va ieși Nicușor Constantinescu după această nouă repriză de arest preventiv, pentru că vă reamintesc, Nicușor Constantinescu a fost arestat pentru 30 de zile și cu emfază așa anunța el, blufa ca un interlop cu vechi state de serviciu că și-a luat și Pampers pentru perioada asta de arest. Nu-i frumos să faci pe grozavul, mai ales când te afli într-o astfel de postură, pentru că s-ar putea ca, pe urmă, să-ți trăiești drama și să ți se împlinească ceea ce îți prevezi pe acolo. Chiar dacă nu sunt duși în arestul aceleiași unități polițienești, măcar spiritual, Nicușor Constantinescu se va întâlni în astea 30 de zile și cu Iulian Herțanu, cumnatul lui Victor Viorel Ponta, cel care a fost și el arestat pentru 30 de zile. Iată, se întâmplă multe și nu din cele mai onorante în peisajul politic românesc. Despre viața economică, sincer, nu prea avem multe lucruri de spus, pentru că nu se întâmplă nimic bun. Aflăm că de la 1 martie apa caldă și căldura în Turnul Severin vor fi sistate și cu 1800 de oameni de la RAN vor pleca acasă. Ăsta este chiar un lucru înfiorător. Noi am avertizat pe toți de multă vreme că lucrurile astea se vor întâmpla, că nu există scăpare. Au fost parlamentarii aflați la putere în momentul de față care și-au construit campania electorală pe minciuni, cum că vor ajuta RAN-ul, că vor ajuta oamenii de acolo, mai ales că plecaseră din rândurile lor, n-am să îi mai nominalizez, nu-mi face niciun fel de plăcere. Au făcut fel și fel de promisiuni, niciuna dintre ele onorate, iar treaba asta nu este o postură onorantă, ca să fac așa un timid joc de cuvinte, un calambur. Mă rog, asta este. Oamenii trăiesc drama de a fi crezut în minciunile acestor aleși acum ai neamului
și vom vedea ce se va întâmpla. Deci, din punct de vedere economic, nu prea avem prea multe de discutat, pentru că tot ceea ce ar fi pus pe tapet ar fi, ca să zic așa, la bile negre de trecut. Și pentru un sfârșit de săptămână, nu știu dacă este cel mai ușor de abordat un subiect de genul ăsta. În orice caz, pentru săptămâna viitoare ne vom strădui să aducem aici, în studioul emisiunii Buletin de Meredinți, reprezentanța autorităților locale sau oameni politici care, cu care să dezbatem toate aceste greutăți, eventual și lideri sindicali, pentru că sindicatele au și partea lor de vină, dar cred că sunt în măsură să ofere și soluții pentru depășirea acestor crize sau pentru atenuarea efectelor ei. Pentru că la turnul Severin numai chestia asta ne mai trebuie acum, disponibilizări dintre astea în masă, de îngroșat rândul șomerilor, mai ales că continuăm să fim în primele trei locuri ca și număr al șomerilor, în primele trei locuri într-un clasament al județelor. Am înțeles că după Vaslui n-ar fi depășit și Teleorman. Nu dorim nimănui o astfel de urcare în clasament, ne îngrijorează treaba asta, e o problemă la nivel național. Cu atât mai acut, pentru că treaba este la fel de neagră și de rea cam de la Revoluție încoace. Iată o altă știre de ultim moment. Dorin Cocoș, Gabriel Sandu și Dumitru Nicolae au recunoscut acuzațiile DNA-ului. Oameni buni, știți, acolo când se află în spatele gratiilor, oamenii își mai pierd din aplomb așa, din prezența de spirit și încep să cedeze. De asta mari reținuți ai anului 2014 s-au luptat, s-au bătut ca să schimbe măsura arestului preventiv cu aceea arestului la domiciliu sau cu măsura controlului judiciar. Sunt lucruri care nouă ne scapă, noi le putem chibița de pe margini, nu știm însă cât de grave sunt și nici nu vom afla niciodată, sperăm din tot sufletul, pentru că nu poate să fie ușor să-ți pierzi libertatea. Dar pentru că, așa cum vă spuneam, astăzi a început campionatul, returul campionatului național de fotbal cu un rezultat, zic eu, surpriză la Constanța Viitorului Giga Hagi, întărit cu Cătălin Munteanu, cu jucători aduși de afară, cu Bănel Nicoliță, cu care am înțeles că n-a evoluat astăzi totuși. A luat bătaie de la slăbuța CSMS Iași cu 3-0. E un rezultat puțin așteptat de către cei care se pricep la sportul ăsta, și pentru că noi, Severinul, am tot dat fotbaliști de valoare, Meredințul a tot dat fotbaliști de valoare pentru prima scenă, chiar și pentru echipa reprezentativă, și vă aduc aminte numai de câteva nume. În ultimii ani, de exemplu, l-am avut pe Mirel Rădoi, care a fost și capitan al echipei naționale în mai multe situații. L-am avut pe Gabriel Boștină, l-am avut pe Flaviu Stoican, care a jucat la echipa națională. Mă rog, l-am avut pe Sorin Vlaicu înaintea lor și tot așa. Deci trebuia să aduc un specialist în studio cu care să dezbatem și probleme legate de această ediție de campionat, dar și probleme legate de felul în care a ajuns fotbalul severinean aproape să nu mai existe, despre destinul nostru care ne face în continuare una dintre cele mai frumoase localități ale țării, cu unul dintre cele mai frumoase palate culturale, dar fără trupă de teatru, și cu unul dintre cele mai frumoase și mai bine dotate stadioane de fotbal, dar fără echipă de fotbal. Să aducem una dintre fostele vedete ale galeriilor naționale, care, din păcate, a jucat extrem de puțin pentru o echipă meredințeană, niciodată, pentru echipa fanionă a județului, dar care a făcut glorie sub tricourile marilor echipe românești, Steaua și Dinamo, a mai jucat și pe la altele. Avem onoarea, deci, să-l avem în studio pentru prima oară și sperăm că nu și pentru ultima, pe fostul mare jucător de fotbal, Gabriel Boștină. Bună seara și bine ați venit, domnule Boștină. Bună seara și mulțumesc că m-ați invitat.
Mai aveai puțin și cereai să fluieri arbitru, cam ca întras de timp. Sunt obișnuit și cu tare de timp și cu așteptare, așa că oricum vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru mine este o onoare să fiu aici. E o onoare și pentru noi, dar în primul rând plăcerea. Și vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Altfel, Lidii Mari, nu, cred că a fost chiar modestă vis-a-vis de cartea de vizită pe care ți-ai construit-o singur, fără ajutor, mai ales că nu veneai dintr-un centru fotbalistic uriaș, tu a trebuit să-ți faci loc cu coatele și pe etape ascendente, cu greu calculate și depășite, și efectiv n-a fost vorba decât de valoare, pentru că să ne aducem aminte, de la Severnav, turnul Severin, erați în divizia C atunci, divizia C, treia, da? Și tu aveai câți ani? 19 ani. 19 ani. Ai plecat la Cimentul Fieni, dacă îmi aduc eu bine aminte, unde era președinte, exact. Fostul arbitru Șerban Neciulescu. El a fost omul care m-a văzut la un meci Severnav, turnul Severin, cu Drăgășanii Dol, dar a fost a doua zi așa vin după mine la ușe și mi-a zis că face orice să mai aibă la echipa lui. Eu nu știam unde este Fie, nu știam unde este, în ce echipă, în ce divizie activează, nu știam absolut nimic. Am luat geanta și am plecat. Pe ce a fost decizia, una dintre deciziile cele mai importante din viața mea, că am avut curaj să plec. Și cele mai fericite. Și cele mai fericite. Pe ce post jucai atunci la Severnav? Se juca cu libero, nu în perioada aceea, și jucam libero. Cui luase locul acolo? Parcă jucase Cornel Mihart libero înaintea ta, nu? El plecase în divizia și eu am ajuns să joc în locul lui. Exact. El a jucat pe la Astra, nu? El a plecat prima la Dinamo. Prima la Dinamo, da. Unde a avut o perioadă foarte bună, așa, să luăm titular. S-a schimbat antrenorul, a plecat la Sibiu, dacă nu mă înșel, și după aceea a tot schimbat. Câmpul Lung... Astra Ploiești. Astra Ploiești, da. Da, altfel un fotbalist extraordinar de bun. Foarte, foarte bun și cu foarte multe jocuri în prima ligă. Și despre care nu se prea vorbește, pentru că noi suntem obișnuiți să nu ne ridicăm în slăv gloriile noastre, să nu ni le prețuim și, în schimb, să aducem fel și fel de, pseudo-valori din alte părți, la cărora să le facem statuie, fără niciun fel de fundament. Este vremea României și a politicii din România, așa că se vorbește mai mult pe tema despre politică decât despre orice alt domeniu din țara noastră. Din păcate... Din păcate. Din păcate. După care ai plecat la Oțelul Galați. Am plecat la Oțelul Galați. Și ai jucat câțiva ani buni acolo, Am jucat un an în divizia B la Cimentul Fieni, după care am plecat la Galați, unde am stat 3 ani de zile. Și unde te-ai reprofilat mijlocaș, nu? Unde m-a profilat antrenorul. Eu tot acolo trăgeam, dar dacă s-a desfințat postul de liber, o să juca cu doi fundași, era mult mai greu pentru mine să joc fundaș la marcaș. Așa că am jucat în fața apărării. Un pic mai sus față de... Care dintre antrenori te-a urcat în linia de mijloc? Primul antrenor al meu în divizia a fost Titi Dumitriu, căruia îi mulțumesc pentru că venind din divizia B, foarte greu să faci loc să joci încă din prima etapă titular în divizia. Puțin fotbalist în care au venit la divizia B să joace titular încă din primul meci în divizia. Eu am avut parte de încrederea asta și să-i mulțumesc tot. Era să dau un exemplu vieții. Acum, dar exemplu era cu totul și cu totul nefericit. Pentru că mi-aduc aminte de un jucător extraordinar de valoros care a venit de la B la A, a jucat în prima etapă și a decedat pe teren. Da, mi-aduc aminte de Vrăbioru, cu părere de zonă. Da, știu. Dumnezeu să-l odihnească, iată că... Un jucător foarte talentat, dar păcate viața e crudă și... Și nu știi ce îți rezervă, da? Țiții Dumitriu pare un tip, părea, eu l-am cunoscut foarte bine, și de pe margine părea un tip extrem de dur. Un antrenor în genul marilor antrenori pe care i-a avut România, Valentin Stănescu, cu un limbaj mai colorat, cu ieșiri violente câteodată. În ciuda aparențelor nu era... În vestiar era altfel, nu? Era un om de gașcă, unul care, ca și cum ar fi din rândul nostru. Un om cald, bine, el a fost și un jucător foarte bun, a jucat pe la Steaua, pe la Dinamo, pe la Rapid, pardon. Da. E un tip cald, spui. Dar un antrenor foarte, foarte bun, bineînțeles cu tactica Stelei, că de acolo am deprins și eu jocul acesta de pase, stilul Stelei, ca și al Barcelonei, un joc ofensiv, plăcut ochiului, foarte frumos. De acolo am rămas și cred că așa mi-a rămas întipărit în minte, după jocul ăsta de-am și ajuns la Steaua, printr-un alt antrenor, tot Oltean, Neapiții, care la fel m-a văzut un meci direct.
Și mi-a zis și după meci, o să te iau încă din vara asta. La un moment dat, Gabi ajunsese să fie considerat cel mai bun pasator din Liga 1. Și cred că e onorantă titulatura asta. Da, și mi-a plăcut și mie această titulatură, dar așa a fost și după statistică, făcută după un an de zile. Tot timpul a fost jucătorul care mi s-a reproșat că nu dau la poartă, că sunt prea altruist. Ăsta a fost rolul meu de pasator, de hocheist mai mult. Numai că la noi în țară întotdeauna ieșea în față cel care marca. Golgeterii întotdeauna culeg la ori. Așa este, da. Și nu numai la noi, peste și, tot. Pe undeva este și drept să fie așa. Este și drept. Eu mi-aduc aminte că ai zis numai că la noi în țară. Nu este așa. Eu, având vârsta pe care o am, văzut... Că în alte campionate sunt mult mai apreciați jucătorii care pasează și aici... Nu, sunt și ei apreciați. Eu am văzut la lucru marile glorii ale fotbalului mondial. De multe ori pot fi mai apreciați pentru anumiți antrenori, mai apreciați decât cei care marchează. Pentru că marcatori sunt mai mult decât pasatorii. Da. Dar asta este vorba despre Occident, nu este vorba despre România. Și să știi că în fotbalul vest german, mie nu mi-a plăcut niciodată Gerd Müller, bombardierul, care la naționala, la Mannschaft, la naționala vest germană, cum era atunci, a jucat 68 de meciuri și a marcat 69 de goluri. Ăsta dădea gol cu orice și din orice poziție. A zis bine, e vorba mai mult, când vorbim de Germania, de mașinărie, nu vorbim de talente individuale. Au fost puțini... În schimb, aveau câțiva mijlocași și un pasator absolut senzațional, Rainer Bohoff, care finalul carierei și l-a desfășurat la Valencia. Beckenbauer au mai avut jucători... Dar despre Beckenbauer se vorbea, că el era Kaiserul echipei, da? Da, au avut mai puțin. Dar de Bohoff nu se vorbea atât de mult cât se vorbea de... Au excelat mai mult la nivel de echipă, de grup, întotdeauna, pentru că așa sunt nemții, ei sunt mai riguroși, mai verticali. Și chiar li se potrivește chestia asta de echipă, chiar mai mult decât britanicilor. Da. Păi așa li s-a și acordat această titulatură de... Mașina de război, da? Cu zicea Berzo, dar cu nemții nu jucăm, cu nemții ne batem. Mai nu le zic și panțării acum, deci... Tancurile, exact. Da. Și totuși au câteodată jucători dintre ăștia de vârf care sclipesc pur și simplu. Mi-aduc aminte de Hansi Müller, care era extraordinar, de Litbarski, vorbesc de tehnică individuală extraordinară, care croșetau pe metru pătrat și regim de mare viteză. Mie îmi place, de exemplu, în momentul de față și îmi place de vreo 8 ani încoace de Podolski, pe care puțini le remarc. Da. Mie îmi place, e altceva. E altceva, e ceva nenemțesc în jocul lui. Se apropie mai mult de fotbalul european, de jocul de european. Mai combinativ, mai... Brizuri, cu dantelării. Unde-ți mai permis să mai fii și contracara și să... A ajuns totuși și în curtea marii rivale a Stelei. Viața m-a dus acolo. Viața și contractele. Și într-adevăr a fost și un contract mai bun decât la Steaua. Eu mi-aș fi dorit să plec în străinătate, însă nu am prins, n-am avut această șansă și... N-ai avut oferte să mergi în străinătate? Când am avut eu oferte, n-am fost să plec. Deci așa s-a întâmplat. Da, am avut o perioadă în care n-am mai jucat și nu puteam să am oferte din străinătate în timpul în care nu mai jucase în ultimile 3 luni. Așa că să rămân în circuitul de campioanelor, echipelor care trag la campionat, care au acest obiectiv an de an, singura care se putea compara la vremea aceea, nu se mai compara, era Dinamo. Cât ai jucat la Dinamo? 3 ani. Deci, la Steaua cât? Aproape 6. Extraordinar. 6, 3, 3 la Galați. Și 2 la Cluj. Și 2 la Cluj. Asta era etapa următoare. Dar când, de la Cluj, când a plecat echipa cu Walter la Ploiești, tu ai mai plecat cu ei? Eu de asta n-am mai jucat, n-am mai continuat. Eu mai puteam să mai joc cel puțin un an de zile. Și asta nu-i doar părerea mea și... Nu vreau să fiu lipsit de modestie. Atunci am hotărât să mă las de fotbal pentru că nu puteam să schimb. Am atașat atât de mult de echipa Universității Cluj încât eu nu puteam să merg cu colegii mei la Petrolul. Nu mi s-a părut nici corect, fiind capitan de echipă, primul reprezentant din teren al Universității Cluj, ca eu să fac pasul trădării
către da, e proiect. Mult spus în sport, pentru că... Am pus ghilimele. Da, da, am văzut. Ai văzut acum, Gabi Tamaș s-a dus la Steaua, Ciucudean s-a dus la Steaua. Ei care jurau pe steag că nu or să calce niciodată și acolo. Și am plecat de la Steaua la Dinamo, dar nu mi s-a părut o trădare. Eram un simplu jucător, nu eram... Nu erai crescut de Steaua? Nu eram crescut de Steaua de mic, am fost la Galați, în... cu toate că eu respect și Steaua și n-am văzut toate echipele la care am fost. Dar nu a... aici am fost implicat și emoțional, de asta n-am să fac acest pas. Nu este neapărat, că nu spun că colegii mei care au fost la Cluj în perioada aceea au trădat cu ceva. Fiecare jucător este profesionist și alege ce știe că e mai bine pentru viața lui, pentru cariera lui, pentru familia lui. Eu n-am putut să fac în momentul ăla. La Dinamo ai jucat și cu Ionel Ganea? L-ai prins în teren? Nu l-ai prins în teren. Era antrenor secund. Pentru că zilele astea l-am văzut, chiar astăzi, cred că a făcut o declarație vis-a-vis de Turcu, de unul dintre acționarii de atunci ai lui Dinamo, spunând despre el... adresându-i câteva cuvinte jignitoare și câteva remarci absolut de la locul lor. În condițiile în care totuși Turcu, cât a jucat el la Dinamo, a fost acționarul echipei și a contribuit la plata salariului. A salariului lui. A salariului lui, exact. Care cred că nu era nici mic, nici nesemnificativ și care cred că nici nu a întârziat. Sigur că mai sunt întârzieri dintre astea la plată, dar n-au fost atât de mari încât să se declare cineva pe vremea aia jucător liber de la Dinamo, să-și ceară chestia asta. Da, la eu nu sunt adeptul remarcilor personale, în primul rând, iar dacă am apucat să fiu la echipă unde să fiu plătit, eu nu o să jignesc niciodată acea echipă care m-a plătit și mai ales conducătorii care au băgat banii în acea echipă. L-ai prins pe Borcea acolo, nu? Și pe Badea. L-am prins pe Borcea, cu care am avut o relație foarte, foarte bună și cu domnul Badea la fel. Absolut cu toți membrii din conducerea clubului Dinamo am avut o relație excelentă. Venind de la Steaua, ținând cont că vin de la Steaua de echipă rivală. Da. Și în perioada asta, cât ai jucat la Steaua și la Dinamo, ai fost și o prezență destul de constantă la lotul național. Din câte mi-aduc eu aminte, câte selecții ai avut la echipă? Dacă vorbim de o prezență constantă, am putea să vorbim am de zis război. La lot. Am fost în turnee care s-au notat, sunt vreo 6, dacă nu, dar am fost în foarte multe care n-au fost notate de către FIFA, adică nu se numesc selecții la echipa reprezentativă. Exact, pentru UEFA. Dar am fost în foarte multe turnee cu echipa națională, în foarte multe turnee. Dar așa meciuri oficiale la echipa națională câte? 6, cred. 6 meciuri. Da. Nu e puțin. Nu sunt unul dintre selecționații. Da, da, bine, era și concurență în vremea respectivă, nu? Cu cine concurența? Dar mi-aduc aminte cu plăcere, scuzați-mă, pentru că am fost din Severin într-un turneu din Portugalia, dacă nu mă înșel și cred că mă înșel, 5 din Severin la echipa națională. Adică tu, Mirel Rădoi? Eu, Stoican, Șoavă, Rădoi și Stoica. Deci și Dorel Stoica, da, da. Am fost toți 5 într-un turneu. Stăteam și la masă, ne uitam unii la alții și nu să crede, într-un oraș de 80.000, 100.000 de locuitori, să fie... Și care n-avea echipă... Se face echipa ligantă pe mine acum de plăcere și de satisfacție. Ce, exact cum am trăit-o și atunci, așa o trăiesc acum. Și eram toți în Liga 1, absolut toți. Da, 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 da. Frumos, iată că sunt... Și am avut la... Sunt momente pe care le-ai trecut cu plăcere. Da, și era satisfacția când ne întâlneam ca și ca adversari, ne întâlneam. Și era satisfacție foarte mare să știți că sunt, la un moment dat, cred că am fost 7 sau 8 în divizia. Cu Cornel, în același timp. Cu adică, Cornel Bihart te-ai duelat în Liga 1? Da, de mai multe ori, de mai multe ori. De mai multe ori că era la Petroșani, cred, el, ultima oară când ne-am întâlnit. Eram la Steaua, el la Petroșani. Cu Mirel, eu la Galați, el la Steaua. Cu Șoavă, el la Craiova, eu la Galați și tot așa. Verde și eu la Steaua, el la Craiova, deci și Stoica și Gărgălie, amândoi la Craiova, eu la Steaua, deci m-am întâlnit cu aproape toți în divizia. Cu Plehui când era la Timișoara, dacă nu mă înșel. Da, da, da. Iată că Severinul a dat o pleiadă de jucători, de, chiar de selecționabili, concomitent, dar n-a reușit în perioada aia să aibă echipe. Și jucători care au jucat multă vreme în divizia, care au făcut cunoscut și mai mult numele județului, orașului nostru și județului nostru. Categoric, da, și au prins și contracte afară. Vorbeam de ofertele de afară. Care a fost cea mai
sonoră ofertă pe care, care ți s-a făcut. Cea mai bună ofertă a mea, știu că atunci mă și suna agentul meu Zide și spunea că asta ar fi șansa vieții tale din punct de vedere financiar. A fost FC Moscova, unde eu aveam pe an $1,000,000 salariu. A, la Rusia se plătește bine. Rusia, cel puțin până anul trecut, a fost un fel de Eldorado. Și acolo au mers jucătorii exact de... Exact ce este, ce sunt Emiratele acum. Așa erau... Da, dar cu un fotbal mult mai dezvoltat, mult mai puternic. Da, așa este, pentru că totuși era în Europa și își permiteau să ia mult mai mulți jucători în Europa. Ei au tot avut semifinale de cupe europene prin Zenit, Leningrad, prin CSKA, prin... Exact. Și țin minte că aveam noi jucători Zenit, în România... Zenit, Sankt Petersburg. Eu i-am zis Leningrad, cum ziceam, perioada comunistă. Se juca pe primă de 25.000-30.000 de dolari pe meci în perioada aceea. Da. Păi chiar mi-aduc aminte că nu mai departe decât Dan Petrescu, când a fost antrenor la Dinamo Moscova, da? Îi avea un atac pe Jujac, pe ungur, capitanul reprezentativei maghiare, da? Și pe Kevin Curani, pe Neamț, care da. Are și el nume unguresc, dar e Neamț. Avea echipă foarte bună, avea și doi brazilieni foarte buni. Sigur, sigur. Fotbal în plină ofensivă, ca să zic așa, și foarte bine cotat pe plan internațional. Exact, da. Și unde se investeau foarte, foarte mulți bani, se investește și acum. Nu chiar ca acum 2-3 ani, dar încă sunt în topuri cu chestia. Bine, nu e la nivelul Angliei, unde cred că-i dezbăți financiar. Sunt și agrenați în război acum, cred că nu le mai e gândul la fotbal. Da, păi, dar din cauza asta, dacă nu înșel Anji Mahachkala, care luasă pe Tonu, n-a jucat da, acolo, da, da, tot. Sigur. Roberto Carlos a jucat o vreme pe acolo. Iată, acum sunt în Liga a doua. Da, a investit sute de milioane de euro și sunt în Liga a doua. Pentru că s-au gândit mai mult la imagine decât la obiective, la rezultate. Da, toate trec, uite cum se ajunge, în schimb, mari oligarhi ruși îndrăgostiți de fotbal au plecat din țară și cumpără cluburi, cum sunt Chelsea, cum sunt astea. Dar să știți că nu, el când a cumpărat Chelsea nu era ceea ce este acum. Și Chelsea până perioada Dan Petrescu, Gianfranco Zola, când au ajuns Poiet, când au ajuns ei acolo și au făcut într-adevăr club, până atunci Chelsea era un fel de echipă ABA. Da, prima ligă, Liga 2, Liga 3. Echipă, da, o echipă de mișto cu casa Antelului, exact, din Anglia. Adică, înainte de ei, pe Tottenham-ul era super club pe lângă ei, sau West Ham United, sau Queen's Park Rangers, Crystal Palace, din echipele londoneze. Astea sunt echipele, sunt echipele tradiționale, da, ale... Da. Și Chelsea, în schimb, o echipă veche, eu știu că prin 1905 luaseră o cupa Angliei, campionatul niciodată, și erau renumiți prin faptul că aveau cel mai gras portar din Premier League în 1905. Chiar este o fotografie foarte cunoscută de către iubitorii de fotbal. Așa este și cea, The Fat Man. Dar portarii își permit să aibă câteva kilograme în plus, că nu au de alergat foarte mult. Da, dar atunci nici nu făceau plonjoane. Ei stăteau mai mult așa, ca paznici. Poate era, că era fotbalul mai... Abia prin 1910-1912, celebrul portar Robinson începe cu plonjoanele astea și de atunci li se zice la plonjoanele spectacolului Robinsonade, de da. La numele lui. A evoluat foarte mult și a avansat foarte mult fotbalul și... Și portarul a câștigat un rol de ce mai mare. Vă aduceți aminte de mingea cu șiret. Deci o altă dinamică. Mi-aduc aminte, din zilele noastre, cu ea. Are altă dinamică mingea din zilele noastre. Altă viteză au jucătorii din zilele noastre. A evoluat și fotbalul ca orice domeniu din viață evoluează. Păi mingea cu celebrele pătrățele sau octogoanele, așa, cu petecele alea octogon, aia a fost lansată abia prin 1974 la campionatul mondial din Germania. Cred că Select se numește următoarea minge după. Da, nu, aia țin minte că atunci practic fotbalul a fost revoluționat și ca aspect și ca ușurința a manevrării balonului în teren. Și totuși era grea față de minge din zilele astea. Era minge cu camera. Exact. Și pe timp de ploaie se îmbiba și în loc de... Făcea 4 kg. De 350 de grame, sau nu mai știu exact. Cu toate astea au fost jucători care au făcut epoca atunci. Marii jucători ai planetei
sau galeria marilor jucători ai planetei începe în perioada fotbalului romantic, de după al doilea război mondial, nu? Exact. Apar sudamericanii care rup tot și școlile de tradiție europeană, Anglia, Germania, țin în continuare steagul sus. Francezii, sporadic, doar foarte târziu apar. Au avut generația lui Zidane, au mai avut generația lui Platini. Și mai înainte, anii 50, campionatul mondial din 58 și în ceea ce privește cupele europene, 56, joacă finala a Cupei Campionilor Europeni, Stade Reims, cu Real Madrid, prin celebrii Copa, care se și transferă la Real Madrid, Jos Fonten, care vârful de atac, care și în momentul de față deține recordul golurilor marcate la un turneu final al campionatului mondial, Piantoni, Hidalgo, care ulterior a fost antrenorul echipei naționale de fotbal a Franței, dar mă rog, asta e deja istorie și îi exact. Mai pasionează decât pe super pasionații de astfel de lucruri. Din cei care ai jucat tu contra lor sau cu ei, dar să-i luăm întâi pe cei care ți-au fost adversari. Care a fost adversarul care ți-a pus cele mai multe probleme sau de care ți-a plăcut cel mai mult cum joacă? Care ți s-a părut cel mai dificil dintre adversari? Fiind de la noi, din oraș, nu. Nu, nu, fotbalul mondial în general, pentru că știu că ai jucat și împotriva Coastei de Fildeș, de exemplu. Era o perioadă la Steaua când jucam mijloca stânga, nu mai jucam în centru. Și era un fundaș la Vaslui, un sârb. Țin minte că mă gândeam înainte de meci. Eu nu prea aveam gânduri înainte de meci, emoții, să fiu timorat, să mă gândesc cine am în față. Nu mă interesa, pentru că eu aveam încredere foarte mare în mine că pot să depășesc orice adversar în perioada când eram la Steaua și aveam noi echipa aceea bună. Era un sârb care pur și simplu eram exact cum este Halep acum. Când intri într-o transă din asta, nu mai puteam să ies. Un jucător nu era tehnic deloc, dar pur și simplu mergea după mine, absolut nu mergeam. Dacă mergeam pe partea dreaptă, mergea pe mine partea dreaptă. Cum îl cheamă? Nu mai știu, am un lapsus acum, nu mai știu. Cred că e chiar la U Cluj acum. Da. Milanovic. Exact stilul de sârb ăsta, dârz, și să nu se lase el niciodată driblat, niciodată. Îl driblam, venea din poartă în față, îl driblam a doua oară, venea a treia oară, mă țineam, mă faultam. Așa am ținut-o toate disputele dintre mine și el și Steaua și Vaslui. Așa a fost tot timpul. Atunci eram nevoie să dau repede din prima, să plec, să-l depășesc numai prin un 2, numai fără dribbling, fără nimic altceva. După ce, deci oferta de la Rusia a fost cea mai bună din punct de vedere financiar și ai ratat-o că n-ai fost lăsat să pleci. Am ratat și eu, a ratat și clubul, pentru că și clubul primea o sumă foarte, foarte bună la perioada aceea, numai că în perioada aceea era perioada în care Gigi Becali nu concepea echipa fără mine. A fost perioada bună a mea, a carierei mele, a fost că aveam 28 de ani, în ultimul meu an de la Steaua, când antrenorul era Protasov. Era apogeul carierei mele. Și atunci, Protasov te-ai înțeles să vorbesc, bine, nu? Da, ține legătura așa cum. Am încercat să vorbesc cu Becali la perioada aceea, se explică, este vorba de viitorul meu, nu mai sunt un jucător tânăr, nu mai, aveam 28 de ani. Am nevoie și eu de o situație financiară pentru viitorul meu, pentru familia mea. A zis că nu-l interesează, mi-a mărit salariul și a zis că el vrea să mă țină pe viață la Steaua. Și în cele din urmă ai plecat de la Steaua și ai plecat chiar la Dinamo. Nimic nu durează o viață. Dar ai plecat pentru că s-a încheiat contractul, n-ai mai vrut să-l prelungești? Nu, eu mai aveam contract 2 ani de zile. Pur și simplu nu am mai fost dorit la echipă tocmai de omul care nu te lăsa echipa să fără mine. Da. Deci de Becali? Da. Cine era antrenor atunci? A fost exact în anul în care a venit Hagi. Nu te-ai înțeles cu Gică, Hagi? Ba, cu Gică am înțeles foarte, foarte bine. Numai că nu, problema nu era la Gică. Gică a fost și eu am fost să plec înainte de pregătirea de vară. El a insistat să rămân peste capul lui Gigi Becali. Numai că ne-am întors din pregătire, pur și simplu s-a mai putut. Dar de ce dintr-o dată Becali nu te-a mai vrut? Nu știu, nu pot să-mi explic, pentru că eu am avut perioada după Dinamo, la Cluj, când mă suna de 2-3 ori pe zi. De ce? Se bătea la campionat Steaua cu CFR, iar CFR urma să joace cu Cluj. A, celebră exact. Chestie cu valiza, cu Toni Doboș. Nu, cu... după valiza. A mai fost aceeași... Aceeași chestie s-a repetat campionatul următor, exact. Da.
Și te suna atunci, atunci ar fi vrut să fiți din nou prieteni. Și l-am întrebat că așa a zis că nu înțelege nici el ce, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, că eu nu mai... Bineînțeles că aveam 30 de ani în cap. Că vrea să-mi ținească echipa, pretexte. În fine, motivele lui nu mă interesează, eu am plecat, mi-am văzut de viața mea, n-am vorbit niciodată ori de Gibe Cali, absolut niciodată. Dar atunci colaborarea pe care ți-a propus-o ca să-i bați pe CFR Cluj, să... adică probabil că asta ți-a propus, nu? Să-ți motivezi colegii ca să... Ajungă. Da, să vadă dacă este ceva la mijloc necurat. Știți cum era în perioada aceea, cum se vehicula de laturi, de aranjamente și așa. Și eu l-am asigurat că atât timp cât eu sunt la echipă, nu o să se facă niciodată blat. Și nu s-a făcut. Eu, cât am fost în teren, niciodată n-am, viața mea n-am... Atunci, parcă un meci foarte bun l-a făcut Machado, nu? Odată s-a întrerupt meciul și odată a luat Cristian Roșu, dar oricum știu că de fiecare dată CFR a câștigat campionatul pe terenul lui Cluj, din păcate. Da, dar ai vorbit de Adrian Cristea, da? De prințul Cristea, da? Cel care e în ultima perioada, că în ultima parte a carierei lui sportive, a făcut mai multe valori în presa mondenă decât în taia de specialitate. Cred că este următorul pas pe care vrea să-l facă, să rămână lumea modei. Da? S-a folosit de partea de imagine. Altfel, un fotbal e senzațional, zic eu. Și eu zic la fel. Dar mai ca om? El putea, nu știu dacă și merita, dar sunt sigur că la talentul, eu îl cunosc și am stat foarte mult cu el în cameră, la talentul pe care l-a avut, putea mult mai mult să obțină de la fotbal și de la el. Și pe plan financiar și pe plan de imagine, pe mai multe planuri. Dar altfel de lăsător, nu? Un boem. Cel puțin așa de impresia. Un visător, un boem. Un... Dar nu rău intenționat, pur și simplu. Este starea lui de spirit. Copilărește încă? E un boem, un visător. Eu am spus că o să trăiască cel puțin 1000 de ani. La felul cum cum vede el viața. Dar nu-l vezi făcând carieră în fotbal ca antrenor sau conducător de club, cred că nici atât. Nu, nu, îl văd în lumea modei, este lumea lui acolo.